Și ieri, dacă ați urmărit Best Marketing, ați aflat despre un proiect foarte interesant care se numește Girl Power. Este inițiat de OTP, așa că vă propun să urmărim o înregistrare în care le vom avea alături pe Roxana Hidan, Deputy CEO OTP Bank România, și Mara Cristea, Deputy CEO OTP Bank România, într-un dialog cu Gabriel Bârligă, redactor șef Revista Biz. Pentru mine Roxana este... Roxana este persoana care te poate învăța care este drumul pe care să-l urmezi, astfel încât să-ți atingi obiectivele tale. Împărtășească din experiența ei, să-i inspire și să-i ajute pe cei mai tineri. Este genul de lider care crește alți lideri. Ok. Adică vorbesc strictul necesar. Ok, gata, în serios. Cu siguranță este o personalitate foarte puternică și o persoană care își lasă o amprentă importantă în viața oricui o întâlnește. Întotdeauna își dorește proiectele pe care nu vrea nimeni să le ia. Este un lider transformațional care știe să creeze o viziune, care să inspire și să motiveze tot timpul oamenii din jurul ei. Roxana îi place să călătorească. Aleargă. Știu că îi plac sporturile cu motor, lucru interesant pentru o doamnă. Nu știu dacă mai are timp să meargă cu motocicleta. Este foarte ordonat. Sport în fiecare dimineață. Nu i-am observat abieturile, dar un lucru pe care eu îl admir personal la ea este stilul vestimentar. Prieten. Fără încredere. Nu ar rezista dacă ar fi an ordinary person, să nu-și atingă potențialul extraordinar. Limitele sunt doar în capul tău. Impossible is nothing. Sky is no limit. A fost că nici măcar celul nu este o limită. Să știi că nu ne-am vorbit, n-am... Câteva cuvinte pe care mi le-a spus nu cu mult timp în urmă. Succesul nu este să reușești să-ți atingi 100% obiectivele, ci să reușești să identifici resurse și să faci 130% atunci când nimeni nu se așteaptă să faci asta. Mara e genul de om care... Mara este un... Mara a fost un mentor și un lider pentru mine. Eu sunt convinsă că nu aș fi ajuns aici unde sunt dacă nu ar fi fost Mara care să mă ajute să cresc. Mara este cea care m-a învățat cele mai multe lucruri, de la care am câștigat cel mai mult, profesional vorbim. Astăzi nu pun povești. Stai puțin să formulez. Mă filmezi? M-a învățat să fac lucrurile bine și întotdeauna să verific înainte de a livra un rezultat. Lucrasem și în alte părți unde toți așteaptă să fie yes-man. Nu a fost așa, a apreciat faptul că am avut o poziție contrarie și că am susținut-o. Mi-a dat încredere să fac în continuare același lucru. Este ca o casă bine construită de la temelie pe care a venit și a așezat câte o cărămidă și a ajuns acum Mara care este. Are un instinct fantastic. Într-un timp foarte scurt îți spune aici e problema, aici e greșit, aici trebuie schimbat. E ceva ce n-am mai întâlnit și mi-aș dori și eu.
Îi place să meargă la munte, să facă drumeții, să citească. Pasiunea pe care știu eu ca fiind cea mai mare este schiul. Știu că e atrasă foarte tare de portul tradițional românesc, de care e foarte mândră. Suntem ceea ce facem în mod repetat. De aceea excelența nu e un act, este un obicei. Toate visele tale se pot împlini dacă ai puterea să le urmezi. When the going gets tough, the tough gets going. Cum să-și construiască o carieră, cum să devină un bun manager, un lider, cum să găsească un echilibru între viața profesională și cea personală. Sunt foarte multe de acumulat și de învățat și oricine ar fi mentorată de Mara ar avea enorm de câștigat. Mă bucur să le am alături de mine la Extraordinary Women pe Roxana Hidan, Deputy CEO OTP Bank pe zona de business și pe Mara Cristea, Deputy CEO OTP Bank pe zona de finanțe. Bine v-am găsit, Roxana și Mara! Bine v-am găsit! Mulțumim pentru invitație! Bine v-am găsit! Mulțumesc de prezență și aș vrea să intrăm direct în subiect. Și vorbim despre programul Girl Power. Aș vrea să-mi spui, Roxana, cum a apărut ideea acestui program și care sunt scopurile lui? Aș zice că acest program Girl Power a fost o consecință firească, a venit natural. S-a născut dintr-o nevoie pe care am văzut-o în societate și din dorința de a înlătura prejudecățile unei societăți bazate pe principii destul de învechite, ca să nu spun chiar patriarhale, pentru că nu vreau să dau o notă foarte dură acestui interviu. Este un program complex și cred eu că simțim cu toții, sau cel puțin eu și împreună cu colegii mei, simțim nevoia unei schimbări și în ultimii ani se vorbește din ce în ce mai mult, chiar și la noi, despre egalitatea între femei și bărbați, aproape din toate punctele de vedere, și consider că fiecare dintre noi trebuie să avem o contribuție în a ajuta la schimbarea acestei mentalități. Și deși este o provocare destul de grea și greu de acceptat de societate, eu cred că fiecare dintre noi putem să contribuim la această schimbare. Mă implic personal de mult timp în a susține o astfel de tranziție și de trecere și de a atinge un echilibru în societate și orice inițiativă care pune accent pe promovarea egalității de gen îmi aduce, cum să zic eu, o bucurie profundă și sunt întotdeauna prima care ridică mâna la orice fel de inițiativă de acest gen. Sunt un om al acțiunii, în primul rând, de aceea și rolul meu în coordonarea activității de business a OTP Bank România. Îmi place obiectivul programului, este în linie cu ceea ce îmi doresc, respectiv să dezvoltăm căi și să generăm oportunități profesionale pentru tinerele care își doresc să evolueze în pași rapizi și susținuți și de aceea sunt aici și îmi face mare, mare plăcere să fiu contributor în această inițiativă a băncii. Mulțumesc. Mara, mă drept către tine. Am auzit mai devreme foști și actual colegi vorbind despre impactul pe care l-ați avut în cariera lor. Ce anume te determină să-ți asumi acest rol de mentor? Well, atât eu cât și Roxana
Am pornit de la minus către infinit, care, apropo, este subiectul despre care am discutat anul trecut la Extraordinary Women. Ce să zic, drumul a fost lung, în special cu suișuri, dar și cu coborâșuri. Și din toată experiența mea de 30 de ani, aș spune că am avut foarte multe lucruri de învățat. Am fost, despre mine, ce să spun, am fost în mare parte din carieră autodidactă. Însă cred că mi-ar fi fost mai simplu dacă aș fi avut pe cineva care să mă îndrume în anumite momente mai dificile. Și nu e vorba doar de învățăturile pe care le-am acumulat în timp, ci cred și de personalitatea mea. Am fost crescută și educată să găsesc soluții și să știu că pot. Pot să găsesc o rezolvare pentru orice. Pot să fac orice pentru mine. Pot să fac orice ține de mine și mai ales pot și trebuie să ajut atunci când e cazul. Tocmai de aceea sunt extrem de recunoscătoare să fiu unul din mentorii programului Girl Power și să pot ajuta o tânără să-și dezvolte abilitățile în plan profesional, poate de ce nu și personal. Optica se poate schimba dacă găsești noi orizonturi spre care să privești. Sigur că da, este foarte important să beneficiezi și de experiența celorlalți. Roxana, mă întorc către tine acum. Știu că de curând ai preluat noi atribuții și conduci acum o divizie mai mare, cea de afaceri, ceea ce vine la pachet cu mai multe provocări profesionale, dar ți-ai asumat și programul Girl Power. De ce este important pentru tine ca tinerile să fie sprijinite pentru a se dezvolta profesional și personal? Pentru că cred în dreptul de a alege. Și cred că fiecare femeie trebuie să poată și să fie lăsată să aleagă ce își dorește să facă. Nu e nimic greșit să îți alegi să îți dedici cariera familiei sau nu neapărat trebuie să fie o alegere în zona de business, dar cred cu tărie că trebuie să fie o alegere pe care o faci și pe care ți-o asumi, nu ceva ce îți dictează societatea sau familia. Îmi doresc foarte tare ca femeile să nu trebuiască să urmeze aceste tipare desuete și, din punctul meu de vedere, eronate în ceea ce privește drepturile, dar și obligațiile unei femei într-o societate, pentru că întotdeauna un drept vine la pachet și cu obligații și trebuie să ne asumăm faptul că dacă ne dorim să jucăm același rol și ne dorim egalitate în drepturi și să avem aceeași voce cu sexul masculin, acestea trebuie să vină la pachet și cu sacrificii și cu obligații pe care trebuie să le ducem cu aceeași putere cu care ne asumăm și sau ne cerem și aceste drepturi. Îmi doresc să ieșim din paradigma în care femeia este sexul frumos, deși suntem frumoase, chiar dacă, cum să zic eu, frumusețea e foarte subiectivă. Fiecare dintre noi avem alte lentile prin care privim frumusețea, ceea ce cu exterior frumos poate dumneavoastră nu o să vă placă sau invers. Și să înlăturăm ideea aceea că jobul ăsta nu este pentru o femeie, că nu are neapărat nici puterea psihică, nici timpul să-l dedice timpul necesar să dedice respectivului job sau respectivului task sau respectivei pasiuni, că nu trebuie să fie neapărat un job în corporație, poate să fie o pasiune pe care să ți-o urmezi, poți fi un artist desăvârșit și să-ți dorești să-ți focalizezi toată energia și atenția în direcția aceea. Și îmi doresc foarte mult ca fetele să înțeleagă că, deși în continuare multe dintre ele sunt educate în familie, chiar de părinți și mai ales de mame, că trebuie să fie personajul, ca să nu spun gospodina supusă și să lase tot timpul de la ea și să facă lucrurile astfel încât să fie bine, să pot să creeze armonie și prin alte pârghii și prin alte unelte.
Și cred eu că este de datoria noastră a tuturor să nu mai închidem ochii în fața acestor tipuri de situații, da? Și să luăm măsuri, să ne ridicăm și să spunem ok, asta nu se poate face mai departe, nu putem să tolerăm în continuare abordarea aceasta, hai să vedem ce putem să facem diferit. Ceea ce fac prin programul de mentorat Girl Power este să atrag atenția tinerelor că sunt puternice, că pot să aleagă și nu în ultimul rând că există întotdeauna cineva care poate să le sprijine și să se uită în jurul lor, să caute acești oameni sau aceste femei care sunt deschise să le arate și calea alternativă a ceea ce, din păcate, în continuare se promovează în societate. E ok, din nou, vin și spun, nu vreau să mă atrag, deși probabil că o să se întâmple asta și sunt ok, eu mi-asum lucrul ăsta, e ok să alegi orice îți dorești, atâta timp cât alegerea îți aparține și este și ți-o asumi. Armonizarea vine din interior și din lucrurile cu care ne simțim cu adevărat confortabil. Cam asta ar fi răspunsul meu la întrebare. Vorbim despre acest program de mentorat, dar aș vrea să știu de la tine, Mara, cum promovează deja OTP femeile în cadrul organizației. Văzusem la începutul anului un studiu care analiza distribuția după gen a pozițiilor de top management la nivelul sistemului bancar. Studiul releva faptul că 30% din aceste funcții sunt ocupate de femei. La nivelul OTP Bank, ponderea este de peste 40%. Și aici mă refer, chiar se duce spre 60% dacă vorbim și de acel board extins. Industria bancară, știm cu toți, este industrie cu angajați preponderent femei. Dar acest lucru se schimbă pe măsură ce urci în ierarhie. În piața bancară, adică o industrie dominată istoric de bărbați, avem o reprezentare foarte bună a femeilor pe toate nivelurile de management. Ce să spun? Aș completa cu faptul că la data numirii eu am fost singura femeie din boardul OTP Bank România, iar Roxana, știu că la momentul numirii era cea mai tânără femeie într-o astfel de poziție. Da, într-adevăr, la OTP am observat că femeile sunt promovate în posturi de conducere la cel mai înalt nivel. Aș vrea să încheiem vorbind puțin despre care credeți voi că sunt provocările pentru o femeie care vrea să-și construiască o carieră în business. Roxana? O să fiu foarte concisă pentru că m-am întins mai mult la celelalte răspunsuri. Eu cred că fiecare dintre noi poate să devină un obstacol sau o provocare în dezvoltarea profesională și nu vorbesc din cărți, ci vorbesc din experiența mea din ultimii 20 de ani. Depinde de fiecare dintre noi și depinde doar de ea, de persoana care se află într-o astfel de poziție, să aleagă să poată profesional, să-și dorească cu atât de multă tărie încât să poată și să considere că eu am un motto care mă caracterizează, că nici măcar cerul nu este o limită. Și cel mai important, așa cum am spus, este să fie împăcată cu alegerile făcute. Atâta timp cât alegi și îți asumi alegerea și trăiești cu acea alegere împăcată, lucrurile vin de la sine și se întâmplă, mai ales dacă ai lângă tine oameni care să te sprijine. Trebuie să fim îngăduitori cu noi, dar îngăduitori la modul în care nu de lăsători, ci să nu ne mai judecăm prin lentilele altora și pe baza principiilor pe care societatea ni le impune, ci să avem puterea de fiecare dată să ne ridicăm, să o luăm de la capăt și să facem lucrurile și mai bine, și mai repede, și mai frumos decât în etapa anterioară.
Maratu, cum vezi aceste provocări? Pe de o parte, există stereotipurile, care aș zice că nu trebuie să devină obstacole. Sper în scurt timp să ne dezbrăm de acest sindrom. Pe de altă parte, provocările sunt cam aceleași pentru toți, indiferent că vorbim de bărbați sau femei. De fiecare dintre noi depinde însă cât de sus vrem să ajungem. Iar sus poți ajunge prin educație, învățare continuă, curiozitate, curaj, perseverență, ambiție și îți trebuie și un dram de noroc. Iar când suntem pregătiți, eu zic că va începe și cariera profesională să se așeze. Mulțumesc mult pentru ceea ce ne-ați împărtășit și sper ca tinerile să vadă în voi niște exemple demne de urmat și să sperăm că vom avea de acum înainte cât mai multe femei în zona de leadership a companiilor din România. Redau legătura colegilor mei.